Mulțumim pentru aceste informații. Scandal într-o secție de poliție din capitală, după ce comisarul șef Cristian Ciocan, fost purtător de cuvânt al poliției române, a încălcat 7 reguli de circulație. Potrivit sindicatului Europol, acesta a fost oprit de colegii de breaslă pentru că ar fi pătruns cu mașina pe o stradă cu acces interzis. Comisarul șef ar fi refuzat să se legitimeze și le-ar fi spus agenților că se grăbește să ajungă la o emisiune. Agenții nu au fost intimidați, ba mai mult au continuat verificările și au descoperit mai multe contravenții, printre care și ITP expirat, lipsă RCA sau lipsa plăcuței cu numărul de înmatriculare pe spate. Comisarul șef Cristian Ciocan a fost amendat cu 5.500 de lei și a fost lăsat fără permis de conducere pentru următoarele 30 de zile. Domnule, vă rog foarte mult, din acest moment vreau să discut cu orice altă persoană, numai cu dumneavoastră. Nu. V-am spus cine vreți. Am spus că sunt coleg, ați făcut acel nu mă trebuie să vină aceste aspecte că sunt am înțeles. Eu v-am spus cine sunt, m-am declinat identitatea tocmai ca să înțelegeți cine sunt. V-ați manifestat execrabil. Dar dumneavoastră, dar nu să vă sustrageți verificărilor.